Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori! Sunt Aura Stoienescu și sunt gazda dumneavoastră de acum înainte la o nouă emisiune din Grila ENSA TV, Ordinea de zi. Începem noua grilă într-o zi importantă, prima zi de campanie electorală. Noi am ales ENSA TV să facem dezbatere electorale, asta veți vedea la noi. Invitații mei de astăzi seară sunt domnul Dumitru Pănțău, candidatul ALDE la primăria Mușeteș. Bună seara, bine ați venit! Să rămână dumneavoastră invitațiilor și telespectatorilor. Domnul Matei Catrinoiu, candidat PNCCD la primăria Târgu Jiu. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și domnul Daniel Marius Pupăzan, candidatul Partidul României Unite, da? Am zis bine, da. La primăria Câlnic. Primăria Câlnic. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru invitație. Cu mult drag și eu mă bucur că ați venit pentru prima dată o parte dintre dumneavoastră la noi în studio. Domnul Catrinoiu a mai fost pe la noi de mai multe ori. Dragi telespectatori, eu trebuie să fiu foarte scurtă pentru că nu trebuie să mănânc din minutele candidaților noștri, pentru că dumneavoastră trebuie să-i cunoașteți sau să-i recunoașteți cât se poate de mult pe parcursul emisiunii. Așa că am decis să împărțim fiecare candidat într-o emisiune de 48 de minute, fiind 3 candidați, va avea 16 minute și pentru a nu vorbi unul 16 minute și altul să nu poată să dea o replică eventual, împărțim pentru fiecare candidat calupuri de 4 minute. Așa că, domnul Dumitru Pănțău, am să încep cu dumneavoastră, o să vă propun să spuneți telespectatorilor în primele 4 minute alocate, și am să vă opresc eu când trec cele 4 okay. minute, să spuneți oamenilor din Mușetești ce planuri aveți într-un mandat de primar. Eu consider că și în localitatea Mușetești se impune o schimbare, ținând cont de faptul de foarte puține realizări care s-au petrecut pe raza comunei Mușetești în ultimii 8 ani de zile de când actualul primar este în funcție. Am alături de mine o echipă de consilieri tineri, oameni care nu au făcut parte din nicio structură anterioară a autorităților locale sau județene. Știu că au capacitatea, au experiența necesară ca împreună să putem aduce, să zic eu, pe harta județului Gorj și comuna Mușetești. Din păcate, localitatea noastră a fost cam privată de anumite drepturi în ultimii ani de zile. Mă refer la asfalt, mă refer la eliberarea titlului de proprietate, mă refer la modul în care se colectează gunoaiele pe raza localității. Și dacă v-aș spune, cred că ar fi un lucru care nu cred că ne reprezintă pe noi oamenii din Mușetești. Să ne se ridice o dată pe lună gunoiul e un lucru care deranjează și din punct de vedere al mediului. Gândiți-vă un tomberon să stea o lună de zile cu gunoiul în el. Bun, eu consider că la Mușetești este nevoie de un primar care să fie din localitate. Consider că nu avem nevoie de primari să facă naveta, să vină la 9, să plece la 2. Deviza dumnealor este niciodată până 9, niciodată după 2. Sunteți sigur de asta sau absolut, așa credeți dumneavoastră? Absolut, absolut. Rog alegătorii din comuna Mușetești să nu se mai lase înșelați de acele promisiuni deșarte și să dea votul acele persoane care cred că le poate realiza promisiunile din campania electorală. Eu cred că am și expertiza necesară. Cred că după 33 de ani pe care am lucrat în administrație locală, într-un domeniu paralel, dar spun eu comun cu administrația. Haideți să spunem în ce domeniu ați lucrat, ca să știe și cei care am fost polițist și cred că toată zona submontană mă cunoaște, începând de la Roșia de Amarea, de Alimpești, Baia de Fier, Novaciu, Crazna, Schela. Unde ați fost polițist? Șef de post în Roșia de Amaradia, Alimpești, Bumbești, Pițic, Baia de Fier, Crazna, Schela. Și sunteți din Mușetești? Și sunt din Mușetești original. Ca să nu mai facem Neauși. Naveta. Neauși, da, pentru că am zis că nu trebuie să facem naveta, dar sigur ca primar, da. Eu cred că n-ar trebui făcută naveta nici ca ceilalți funcționari, că dacă vine obosit la serviciu, nu cred că poate să-și îndeplinească atribuțiunile serviciu în mod corespunzător. Asta este o părere a mea, este o constatare pe care am făcut-o de-a lungul timpului. Sper
să se schimbe lucrurile și în comuna noastră. Sper când cineva aude de comuna Mușetești să fie mândru și nu să auzim acel de unde ești din Mușetești, e un cuvânt care doare și din păcate doare pe oamenii care până acum n-au avut curajul, nu au vrut să apară în fața publicului, în fața legătorului, electorului, să-i prezinte proiectele pe care le are și să le și realizeze în același timp. Eu, prin localitățile prin care am trecut și ultima dată vă spun că am lucrat la Crasna cu o echipă de oameni deosebiți în Consiliul Local și în primărie, care au realizări deosebite și pe care mi-aș dori ca în mandatul meu, dacă va fi în perioada 2016-2020, să-i copiez cel puțin 50%. Cred că dacă reușesc treaba asta și electorii mei vor fi mulțumiți și eu voi avea satisfacția, domnule, mi-am realizat ceea ce mi-am propus. Aș ruga regia să contorizeze timpul ca să nu depășim. Eu, alegătorilor din comuna Mușetești, pentru perioada mandatului 2016-2020, o să le propun câteva obiective, zic eu de bun simț, zic eu obiective care pot fi realizate fără prea mari eforturi. În primul rând, le propun și o să se convingă că vor fi respectați de toți funcționarii primăriei. Voi respecta, în primul rând, eu programul de lucru, programul nostru, ca apoi să le pot cere și celorlalți să lucreze în folosul comunității. Din punct de vedere al investițiilor, mi-am propus să asfaltez satele Sârbești, Pădureni, Bârcaciu, Gămani, Ulița Modoienilor din Grui și drumul spre Biserica din Larga. Aceste obiective au fost propuse și în anii anteriori de majoritatea candidaților. Haideți să continuăm cu un alt invitat al nostru, să vedem, pentru că timpul dumneavoastră de primele 4 minute au trecut. De acord. Vă relaxați puțin dumneavoastră. De acord. Continuăm cu domnul Matei Catrinoiu, care are planuri pentru municipiul Târgu Jiu. Dacă veniți cu idei și aveți, știu, puteți compara intențiile de activități sau puteți face și un schimb de experiență între ce doriți să faceți în cele trei localități, iată, Mușetești, Târgu Jiu și Câlnic, cu atât mai mult. Stimați gorjeni, numele meu este Catrinoiu Matei, sunt inginer avocat, un om care o întreagă viață și-a dedicat-o atât învățământului, cât și legii și dreptății. Spun acest lucru, întrucât la ora actuală eu îmi desfășor activitatea ca și lichidator judiciar, lucru care este destul de greu de suportat de mine, pentru că, vedeți dumneavoastră, sub ochii mei și sub ochii noștri s-a terminat aproape toată industria din Gorj. Pentru a veni în sprijinul târgujenilor și a gorjenilor în general, eu fiind și președintele Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat, filiala Gorj, având funcție de conducere și la nivel central, am structurat un program coerent și de bun simț, structurat pe 33 de puncte, puncte care reprezintă anii cât Mântuitorul nostru a stat printre pământeni. Vreau să vă spun că acest program pe care eu l-am structurat împreună cu o echipă de oameni bine conturată și oameni de înaltă calitate și pregătire, program care dorește să eradice suferința și tot ceea ce a fost rău în acești 27 de ani de zile. Consider că a sosit momentul unei schimbări pentru a se da șansă adevărului și dreptății, pentru a se da șanse acelora care vor să facă cu adevărat ceva pentru Gorj.
Eu am făcut multe pentru Gorj și nu m-am bătut cu cărămida în piept. Universitatea Constantin Brâncuș mi se datorează în întregime, pentru că în faza incipientă am avut un grup de inițiativă pe care l-am coordonat și cu care am obținut aprobarea de înființare, adică am obținut secții de ingineri la Târgu Jiu și după aceea înființarea Universității din Craiova, cu aprobarea fostului rector al Universității din Craiova la vremea respectivă, Popescu Iulian. Nu m-am bătut cu cărămida în piept. Dar să știți că sunt vreau, persoane care spun și, că și vreau, au acest merit. Da, și vreau să mai spun ceva. Dacă Gorjul, la ora actuală, are peste 90% din alimentarea cu gaze, se datorează unei echipe din care am făcut parte atunci, domnul Murea, domnul Armegioiu și subsemnatul. Și acum calitatea, în calitatea mea de președinte al Comisiei Economice pe județ, fiind consilier la vremea respectivă. Iată cât de ușor trec 4 minute, mergem mai departe, vă mai gândiți între timp ce mai doriți să spuneți telespectatorilor, domnul Daniel Marius Popozan, candidatul PRU pentru primăria Câlnic. Ce planuri aveți dumneavoastră? În primul rând, haideți, m-aș bucura tot așa, să vă faceți mai întâi o scurtă prezentare pentru cei care nu vă cunosc, că se uită multe lumea la noi. Sunt economist de profesie, față de domnul Catrinoiu, care se ocupă, să zicem în ghilimele, cu îngroparea firmelor, eu sunt persoana care le înființează. Ajut persoanele din județul Gorj să înființeze societăți comerciale și cu diverse alte proiecte și pe partea de proiecte de fonduri europene. Bine, lichidarea firmelor este obligatoriu. Nu vreau să, da, nu vreau să mă înțeleagă, nu vreau să mă înțeleagă că am ceva cu dumnealui. Nu. Eu vreau și să știu de asemenea că eu știu de asemenea ce înseamnă. Haideți ca să nu amestecăm timpii, da. Răspundeți noastră, de aia dezbatere. Știu de asemenea ce înseamnă mediul economic din județul Gorj, faptul că mai suntem prezenți și în alte județe din România, unde treaba chiar merge, nu știu, poate de 5, 6, 7 ori mai bine, să zicem așa. La primăria Câlnic am ajuns pentru ambiție personală, să spunem. Să candidați. Efectiv, să candidez. Nu lucrați în primăria. Nu. N-am avut treabă absolut deloc cu politica până acum. Lucrați în mediul privat, am înțeles. Nu am avut treabă cu politica absolut deloc. Pur și simplu am văzut că nu am acces pentru a putea să mă dezvolt pe plan personal în ceea ce privește accesarea de fonduri europene și am zis stop și trebuie să ne implicăm. De asta am făcut acest pas. La noi, la primărie, sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut. Nici nu știu cu ce să încep. E păcat că sunt într-o comună în care există foarte multe fonduri care vin din minerit, spre deosebire de alte comune care sunt mai sărace. Efectiv, de 8 ani de zile, să spun așa, nu s-a făcut mai nimic și îmi pare rău de această situație. Se puteau accesa foarte mulți bani europeni, nu se face lucrul ăsta, dar nu cred că e momentul să discutăm chestia asta chiar acum. Îmi propun pentru mandatul, în cazul în care o să fiu ales de către cetățenii din Comuna Câlnic, îmi propun să creez în primul rând locuri de muncă. Pe partea cealaltă m-am lovit atunci când am strâns semnăturile pentru a putea să candidez din partea Partidului România Unită de o grămadă de probleme din partea oamenilor. Nici nu știam cum să iau, vă spun la modul sincer, pentru că oamenii sunt sătui să fie mințiți. Deci sunt sătui pur și simplu să li se promită, sunt sătui de treaba asta cu politica. Și eu personal, odată la 4 ani, mă apuc așa câte o nebunie. De data asta am zis că trebuie să mă implic, nu se mai poate. Suntem tineri, trebuie să realizăm ceva pentru noi și pentru viitorul copiilor noștri. Dar v-aș întreba, spuneți dumneavoastră că oamenii sunt mințiți, iar dumneavoastră promiteți niște lucruri. Eu personal nu vreau să vorbesc, eu personal nici nu vreau să aduc aminte sau să folosesc termenul de a promite. În cadrul campaniei mele o să-mi asum anumite obiective. Eu consider că primarul trebuie să fie în primul rând un bun manager. Primarul în momentul acesta este ales, cel puțin la mine sunt niște probleme la modul că pur și simplu oamenii sunt manipulați. Asta este
constatarea mea, efectiv sunt anumite, nu știu, tertipuri, părerea mea, sunt chiar din Roma antică. Problema așa se întâmplă este și acum. Că nu putem să facem acuzații pe care nu le putem dovedi. Așa că v-aș ruga să ne limităm la ce doriți dumneavoastră să faceți. Partea domnului primar de la Câlnic, dar odată ce vorbiți de manipulare, trebuie să o și dovediți și nu putem acum pe loc. Am înțeles. Asta este motivul. Da. Efectiv, o să creăm o... Cum veți crea locuri de muncă? O să creăm în primul rând o firmă, o societate din asta comercială cu... care să fie subordonată Consiliului Local, prin care dorim să realizăm mai multe investiții, cum ar fi un târg săptămânal. Vreau să creez o platformă pentru viitoarele afaceri care să se dezvolte pe raza comunei. Sunt foarte mulți bani, în primul rând, de accesat pe fondurile europene. Sunt măsuri care efectiv nu sunt aduse la cunoștința cetățenilor. Cetățenii nu sunt informați dacă li se spune că pot să acceseze de la 15.000 de euro în sus gratuit, în mod gratuit, au impresia că îi minți. O informare coerentă din partea autorităților locale, care ar avea un cuvânt mult mai greu de spus decât o persoană care nu are deocamdată nicio calitate în sensul ăsta, ar face mult, ar cântări mult. Deci, nu, sunt, oricum, în această emisiune o să mai avem timp și le discutăm pe fiecare în parte. Revenind la treaba cu investițiile, târgul săptămânal, v-am zis, o să fie o investiție care o să aducă generatoare de alte noi investiții. O să creăm de asemenea, îmi propun să creăm de asemenea un abator, un restaurant, un parc de distracții. Sunt foarte multe obiective care trebuie făcute în primul rând de către firma de gospodărire comunală, pe motiv că în comuna Câlnic inițiativa sau libera investițiile efectiv nu se realizează din mai multe motive. Oamenii nu sunt informați, doi la mână, nu există fonduri în sensul ăsta. Am să vă opresc și pe dumneavoastră pentru că au trecut primele 4 minute și revin la domnul Dumitru Pănțău, candidatul ALDE la primăria Mușetești. Aș vrea să-mi spuneți, știu că acolo sunt și multe probleme cu pădurile, cu proprietățile, cu obștile, sunt mai multe obști acolo la dumneavoastră. Ce veți face în sensul ăsta? Pentru că cred că așa ne-am cunoscut într-o anchetă pe care noi o realizam din punct de vedere jurnalistic la dumneavoastră în comună și m-a uimit ce se întâmplă pe acolo. Ce veți face pentru proprietarii adevărați? Vreau să vă spun că dreptul de proprietate este intangibil. Indiferent cine încearcă să limiteze acest drept, nu are nicio susținere legală. Sigur că primarul nu se poate să zică, dom'le, înființez sau desființez obști. Nu, dar dau actele corect, cui exact trebuie. Asta este problema. Asta e treaba primarului. Primarul poate fi un negociator foarte bun între cele două obști. De fapt, acolo este un composesorat. Mai multe, nu doar două. La Mușetești două sunt. Doar două? Da, la Crasna sunt mai multe, cred că faceți dumneavoastră confuzie. Dar la Mușetești sunt două obști. Obștea Plăvea Mușeteștilor și obștea Gruiașeni. Cred că s-ar putea media, să spun, acest conflict între cele două obști, în așa fel încât toți proprietarii să beneficieze de drepturi. În momentul de față, obști, membrii obștei de la Grui nu au în proprietate nicio suprafață de teren. Niciuna. Da, deși ei sunt înscriși în registrul asociațiilor, fundațiilor, n-au decât un capital de 200 de lei, capitalul social al obștii la înființare. Nu s-a făcut ieșirea din indiviziune cu obștia Planurile Mușeteștilor. Nu se poate face acest lucru datorită faptului că primăria, și sper să nu fac o acuzație nefondată și cine cunoaște situația obștii poate să spună, nu a întocmit documentația necesară în vederea eliberării titlului de proprietate. Obștea Plăvea Mușeteștilor nu poate ieși din indiviziune cu obștea de la Grui până nu are proprietatea. Acum, în momentul ăsta nu putem dovedi că primăria a făcut sau n-a făcut. Întrebarea este ce veți face dumneavoastră ca primar? Să zicem că ați fost ales, da? Da. Ce faceți prima dată ca să rezolvați problema obștilor? În primul rând, voi elibera titlul de proprietate.
Nu în cel mai scurt timp. Există o problemă și la noi în acest moment. Nu există titlul deci de proprietate. Deci chiar în 2016 nu sunt persoane care... Să știți foarte bine că începând cu... Ce scuze? Și eu încep, numai începând cu 1 ianuarie s-a schimbat procedura vis-a-vis de liberat titlul de proprietate. Așa. Domnule, dar din moment ce ai în primărie inginer topograf, ce te împiedică să eliberezi titlul? Nu înțeleg lucrul ăsta, nu înțeleg. Nu au un titlu eliberat în 8 ani de zile. Cum poți să apari în fața unui om care vrea să-și vândă o bucată de teren, nu are titlu, nu poate să vândă? Păi bun, nu are titlu una dintre opști. Cealaltă are? Păi nu are niciuna. Că v-am spus, opștia de la Grui nu are, în proprietate, nu are ca patrimoniu decât capitalul social de 200 de lei depus. Și cealaltă? Și cealaltă are în proprietate 3.000 de hectare, adică în jur de 3.000 de hectare, dar nu are titlu de proprietate. Nu are titlu, are doar ce adeverință? O adeverință, mă rog, cum s-a făcut atunci, când era președinte, actualul primar. Nu intru la mărunte, încoate nu vreau să fac acuzații care nu avem acum nu le pot documenta, exact, dar dacă va fi nevoie... Dar nu, pe mine mă interesează ce veți face dumneavoastră. Dacă veți va da fi titlul de proprietate. Obligatoriu. Credeți că această obște Grui are drept de proprietate? Absolut. Păi și atunci de ce toată pădurea e la una dintre ele? Fiindcă... La cealaltă. Fiindcă obștea de la Grui s-a înființat ulterior. Și toată proprietatea a fost transmisă obștei Plearele Mușetăștilor. Am înțeles. Nu este un lucru, zic eu, normal. Fiecare și trebuie să-și aibă... Face, absolut. Dacă se eliberează, titlul problema este rezolvată. Este un lucru... Dar aș vrea să revin la obiectivele pe care mi le-am propus pentru anul mandatul 2016. Asta cu pădurile e important la dumneavoastră, foarte, ca obiectiv. Foarte important. Mai ales că am lucrat atâția ani în zona... Este o afacere pentru oamenii ăștia. Este un drept al lor. Este un drept lemn de... pe care nu-l mai plătesc. Un drept de proprietate. E un drept de proprietate. Care, din păcate, a fost încălcat. Care, din păcate. Bun. Să sperăm că dacă veți fi primar, veți rezolva problema. Cu siguranță. Vedeți că vin la Mușetești. Cu siguranță. Vă aștept cu... și sper ca și... Vreau să întreb dacă mai aveți minute, da. Regia. Au trecut cele 4 minute? Au trecut? Mai sunt, da. Mulțumesc. Nu mult? Exact. Să revin la obiectivele pe care mi le-am propus. Vreau să cred că nu tot bugetul Comunei Mușetești pe anul 2016 a fost cheltuit. Vreau să cred treaba asta. În așa fel încât, dacă voi fi eu, dacă va fi altcineva, să poată să-și folosească bugetul așa cum cred el că este prioritar. Așa cum cred el că este prioritar, să satisfacă nevoile oamenilor. Haideți să vorbim după buget, despre buget în următoarea intervenție, mai aveți încă două, da? Bun. Și revenim la domnul Matei Catrinoiu, care are întâi un răspuns la colegul de la Călnic. Domnul Matei Catrinoiu, vă reamintesc, dragi telespectatori, este candidatul PNS și de la primăria Târgu Jiu. Din păcate, distinsul meu coleg de scaun ar trebui să știe că nu Catrinoiu bagă în lichidare societățile, ele sunt introduse în lichidare de către creditori și ele au un alt statut. Și ori gestionați. Știm foarte bine. Ori de câte ori. Dânsul a pus ghilimele, dar na, trebuie să explicăm nu, ca dar să știe și oamenii. Se poate interpreta exact, și n-aș exact. Vrea să, că eu nu am la dispoziție societăți pe care eu să le gestionez și să le bag eu în lichidare. Nu. Ori de câte ori am putut, chiar dacă era societatea și erau posibilități de salvare a acelor soi, făceam plan de reorganizare și cu asta basta. În rest, Dumnezeu cu mila, pentru că vreau să vă spun că nu e de vină Catrinoiu, nu e de vină altcineva decât sistemul. Eu am încercat pe tot, în toată această perioadă să cer chiar mărirea acelui prag de intrare în insolvență de la 45.000 undeva la 200.000 pentru a da posibilitatea acestor mici societăți ca să subziste și ca să nu aducă odată cu terminarea lor alte și alte victime care se numesc oameni care sunt trecuți în șomaj. Corect. Haideți să venim la Târgu Jiu, la candidatura dumneavoastră. În ceea ce privește Târgu Jiu, în primul rând vreau să spun că odată cu dărâmarea întreprinderilor de referință ale Gorjului, aproape
în întregime, au mai rămas două, trei aici, colo, dar neimportante. Consider că a sosit momentul ca cineva să ia taurul de coarne și să spună stop, așa nu se mai poate. Pentru aceasta vreau să vă spun că în relațiile pe care le avem noi cu Internaționala Creștin-Democrată și cu popularii europeni, sper într-un sprijin foarte important în aceea că voi înființa, și am spus-o și o repet, pe terenurile mele le voi dona statului și voi face parcuri industriale, parcuri în care să fie dus tot până acolo, adică apă, gaze, curent, canalizare, pentru ca cei care vin să investească doar să se cupleze la acestea și să treacă la investiții importante. Nu trebuie să ne mândrim că, vezi, Doamne, am adus un mol, două și am rezolvat. Nu, pentru că au transformat, societatea a fost transformată dintr-o societate producătoare într-o societate de consum. Degeaba face acele moluri când oamenii mor de foame pentru că sunt șomeri. N-au de unde să cumpere, să... N-au cu ce. Nu au cu ce, nu au baza financiară de care să beneficieze, să facă lucrurile acestea. Vreau să vă spun că eu am suferit și sufer foarte mult pentru tinerii care, în mod nejustificat, fiind nevoi să-și câștige o pâine, părăsesc plaiurile gorjene și se duc în toate colțurile lumii. Nu este drept, nu este bine și pentru acest lucru mă voi bate până în pânzele albe ca să găsim soluții, să, ca acești tineri să revină la matcă, să revină la familiile lor. Sunt tineri de mare valoare care au plecat și care ar fi putut, dacă exista voință politică, să fie ținuți în țară, să le fi spus, băi, vă opresc în cercetare, cât vă dă dincolo? 10.000 de dolari sau 10.000 de euro pe lună. Nu pot să vă dau atât. Vă dau 1.500, 2.000 de euro. Rămâneți aici. Haideți, nu s-a întâmplat acest lucru. Colegul dumneavoastră de platou, cu care v-ați lămurit asupra întreprinderilor, pentru că s-a scurs timpul al doilea calup din timpul dumneavoastră. Mai aveți încă două. Domnule Pupăzan Marius Daniel, candidat PRU la primăria Câlnic. Haideți să continuăm. Ce planuri aveți dumneavoastră în Câlnic? Pentru că v-am întrerupt, așa e regula, mulțumesc. Trebuie să continuăm. Referitor la ceea ce a spus și domnul Catrin Noiu, e o problemă extraordinar de mare care privește toată societatea românească în ansamblu. Pur și simplu, tot ce înseamnă tineret pleacă în orașele din vest, în orașele mari, în București, în capitală, și în străinătate. Lumea trebuie să realizeze că nu se mai poate ce se întâmplă, nu se mai poate așa. Ce se întâmplă în momentul ăsta este sinucidere curată a societății românești. Poate vi se pare că spun niște lucruri mari, aiurite, nu știu cum să mă exprim. Efectiv, suntem în situația în care persoanele care pot să muncească, tinerii în special, exact cum spune și domnul Catinu, exact, peste tot în țară o să auziți de la candidați acest lucru, pleacă să muncească unde pot și li se oferă condiții decente. E o problemă majoră pentru că tot ce înseamnă resursele noastre, cel puțin acum mă duc la mine în comuna Câlnic, resursele noastre, și aici vorbim despre terenuri. Terenurile rămân nemuncite. Oamenii nu știu că se pot asocia, oamenii nu știu ce înseamnă cooperative agricole. Oamenii la mine în comună au tractoare din anii 70. Oamenii nu știu că pot să acceseze fonduri europene prin care se pot dezvolta. Oamenii nu știu că pot să se dezvolte și ajută și familiilor, ajută pur și simplu societatea în ansamblu. Vă gândiți să faceți serviciu sau să aveți un personal este obligatoriu, în cadrul primăriei care este să obligatoriu, le dea deci consultanță gratuită? Este obligatoriu în cadrul fiecărei primării din țara asta românească, și aici vorbesc de tot ce înseamnă România, dacă există persoane care realizează ceea ce se întâmplă cu noi. Și vă las să vă mai dau un exemplu, că trec de la una la alta. Rămân persoane vârstnice care nu are absolut nimeni grijă de ele. Deci sunt persoane care sunt singure. Persoanele în vârstă
au copii plecați peste tot în lumea asta largă. Cine mai are grijă de pătrânii noștri? Nu poți, că de asta vreau și de asta mă enervează o chestie ce se întâmplă la noi, nu poți să te duci decât cu coroane și cu ajutoare. Trebuie să schimbăm odată, oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să, în primul rând, să spere. Deci trebuie să spere că se poate întâmpla ceva mai bine. Trebuie să spere, nu trebuie să rămână la stadiu, domne, eu am o pensie de 4 milioane de lei, nu mă mai interesează absolut nimic, sau o pensie de 11 milioane, persoana care mi-a spus că deja are 11 milioane și votează cu actualul primar, era ceva trufașe, nu știu, era cu un picior în partea cealaltă. Dar nu o interesa de noi, de viitorul nostru, nu interesa nici măcar persoana ei, fiindcă avea foarte, nu știu, doi copii care erau chiar erau plecați, era singură. Dar deci, sunt chiar în așa, de sunt, pensionari care își întrețin sunt, nepoții sau copiii? Nu, credeți-mă că nu sunt, fiindcă nu le ajungă nici lor banii. Deci se întâmplă să nu le ajungă nici lor banii. Sunt persoane care au diabet, i-am notat aici, am vorbit cu fiecare în parte, să știți, și nu le ajungă banii de medicamente, dar uite de... Eu te mir ce. Faptul că există programe, unul dintre ele este un program, din aceste programe se numește Instalarea tinerilor fermieri, prin care persoanele cu vârste până în 40 de ani pot să acceseze bani europeni de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro. Asta este strict pentru persoanele care sunt dornice să muncească la țară, pur și simplu trebuie decât să ia de la părinți exploatația și să muncească ei. Da? Într-adevăr, trebuie îndeplinite anumite punctaje, trebuie să existe terenuri, animale înscrise. Nu spune nimeni aceste lucruri la persoanele din Comuna Câlnic. Autoritățile, pe partea cealaltă, AFIR-ul, nu știu, sunt anumite chestii care se întâmplă și sunt chiar ciudate. Adică sunt sute de milioane de euro care trebuie să ajungă în mediul rural și nu ajung. Din lipsa informării, din lipsa capacității de a înțelege sau a-și asuma riscuri din partea persoanelor fizice și din incompetența, sau să nu mai spun altceva, un cuvânt mai rău, a persoanelor care sunt în momentul ăsta în funcții. Nu poți 4 ani de zile să pierzi 4 ani de zile să nu accesezi bani pe măsura 7-2 și tu faci din bugetul local drumuri și ăla le faci prost. Vă referiți la accesarea fondurilor de autoritate către locală. Exact. Am să vă întrerup din nou, iar au trecut cele 4 minute, mai aveți încă 2 calupuri. Domnul Pănțău Dumitru, candidatul ALDE la primăria Mușetești, haideți să continuăm punctul noastră de vedere legat de cum trebuie condusă primăria ca să meargă treaba. Că bănuiesc că de asta vreți să fiți primar, că nu sunteți mulțumit de modul în care e condusă, nu? Absolut, asta e unul din punctele care m-a determinat să merg la această candidatură. Însă aș vrea să-mi continui ideea cu ce vreau să fac în comună, pentru că pe oamenii mei din Mușetești interesează ce vrea să facă un anumit candidat. Categoric, spuneți. Ce vrea să facă și cu ce vrea să facă. Că dacă eu mă laud acum și voi spune că voi face aeroport în Mușetești, o să zică că mă duc acasă, bă, tu ai fost nebun la emisiunea acolo. Deci nu se poate așa ceva. Vreau să reabilitez drumurile sătești, inclusiv cel ce merge spre satul Arșeni, precum și ulițele din satul Stâncești. Vreau să continui prin preluare de la Rom Silva a drumului forestier ce merge până lungile sadului și modernizarea acestuia prin accesarea de fonduri europene. După modelul, încă o dată, eu zic că am un etalon la Crasna și trebuie să mă leg de locul acolo, că mi-a fost drag și sunt multe realizări și se poate face și mi s-a demonstrat că se poate face. Pentru că a dezvoltat zona turistică din partea de nord a localității. Vă spun, eu trăiesc într-o comună foarte frumoasă. Știu, de câte ori trec pe acolo, da, mă minunez. Din Novaci, păcate, Crasna, tot ce e sub munte sunt niște comune. Da, din păcate pentru noi, ceilalți locuitori decât cei pe tronsonul ăsta de drum județean 665, ceilalți nu beneficiem de asfalt. Haideți să zic din răutate, să pur și simplu că nu s-a vrut să facă. Nici în satul Pădureni, nici în satul Sârbești, zone de centru. Satul Bârcaciu, zonă foarte populată.
foarte populată. Ăsta este și motivul pentru care îi dau dreptate colegului de platou. Dom'le, au plecat tineretul. Am bătrânit satul. Rămân casele goale. Păi dacă tu unui cetățean din oraș, unui fiu de om de Mușetești, tu nu-i oferi lui apă, canal, asfalt, iluminat public pe timpul nopții, cum să vină omul acolo? Ce să facă el? Că își invită un prieten, își invită un investitor străin, își invită un director prin care poate accesa fonduri. Și când o vedea la că se face un nor de praf când trece orice mașină pe drum, ce poate să spună omul ăla? Băi, eu pe la tine nu o să mai vin și nu o să te ajut. Dar totuși Mușeteștiul și Crana sunt două comune vecine, activitate economică nu prea e nici colo, nici colo. Aveți cam același tipuri de activități, de ce acolo se poate și la Mușetești nu? Acolo bugetul bănuiesc e cam la fel. Este obligatoriu la fel, că e ordonanță de guvern. Nu? Bugetul este același pe fiecare localitate. 15 miliarde a dat. Dar sunteți cam la fel de mari ca localități, nu aveți economie, să zici, domne, vin bani din economie, de ce la Craza se poate și aici trebuie să, aici trebuie să înțeleagă oamenii că le-am cerut să voteze pe cel care crede că poate să realizeze ceva în comună. Păi funcționarii primăriei trebuie să meargă în sat. Ședințele Consiliului Local trebuie făcute publice și trebuie mers în sat și spus la oameni, băi, fraților, ce doriți? Ce vreți să facem? Și din bugetul pe care îl ai cu consilierii, dă-mi stabilești prioritățile. Nu mă duc și an de an balastez un drum. Băi, când pot să fac 10-20 de metri de asfalt și rămâne asfalt făcut. Eu plus praful care bine, condițiile sunt inumane. Vara. Dar dacă cineva ar face un calc în ultimii 26 de ani, scriptic, că faptul nu putem vorbi, scriptic, câți metri cub sau câte tone de balast s-au băgat pe drumurile astea neasfaltate, eu cred că ar depăși nivelul caselor, ca înălțime. Da. Noi, cred că ar depăși, nu se poate așa ceva. În alte comune. Bun, anul am avut o discuție, am și postat pe o rețea de socializare, modul în care se plombau gropile pe drumurile astea neasfaltate. Dintr-o camionetă de 1,5 tone, cu lopata, luau și puneau și împrăștiau acolo cu o sapă. Exact ca după mort. Cum mergeau ăștia la 416 în spatele camionetei, așa merg și după mort. Nu se poate așa ceva. De acord cu dumneavoastră, dar trebuie să-i dau microfonul acum domnului Catrinoiu, Matei Catrinoiu, candidatul PNSC de la primăria Târgu Jiu. Dumneavoastră mai aveți ultimul calup, o să vă rog să trageți concluzii. Da, da. Aș vrea să spun următorul lucru. Faptul că în toată această țară și nici Târgu Jiu nu face excepție, nu am văzut un proiect important care să termine odată pentru totdeauna așa zisele plombări de care vorbeau și dumnealor în continuu și neeficient, pentru că este eficient doar atunci dacă se fac niște calcule proprii. N-am să vorbesc mai mult. De ce? Pentru că trebuie un proiect foarte important prin care s-a văzut că acea capacitate de preluare a apelor pluviale când este foarte multă ploaie, fiind făcute acum câteva zeci de ani, evident că aceste canale de scurgere nu vor putea prelua în întregime acest lucru. Eu voi propune un proiect foarte important, proiect modular, proiect care să aibă duble tronsoane, făcut într-o perioadă mai lungă, e adevărat, de timp și pe investiții importante, dar care să dăinuie nu un an, nu doi, nu 10, ci la 25 de ani în sus, proiecte care pot fi făcute cu firme specializate, se pot obține și fonduri importante în acest sens. Pentru asta trebuie să ne batem, adică dacă facem, suntem prea săraci ca să punem pe noi o haină ieftină. În altă ordine de idei, vreau să și mă gândesc în special la generația tânără, pentru că trebuie ca acești tineri, acești copii să-i pregătim nu numai pentru a fi doctori în știință, pentru că nu toți au această capacitate. Trebuie să se reînființeze
cele școli profesionale, școli adiacente care să aducă o altă turnură vieții cu specialitățile actuale, adică au apărut o serie de noi meserii și care, ajutând acest tineri și pregătindu-i, să poată face față oriunde și oricând. Liceele sunt tixite, dar ce fac cu licee, facultățile GEM și de asemenea nu s-a făcut niciun pas înainte. Am întâlnit foarte mulți tineri, chelneri, bucătari, oameni care au avut sau au pregătire pe diverse, au absolvit diverse facultăți și nu pot să promovez, să nu sunt locuri pentru aceasta. Consider că la valorile pe care le dau liceele gorjene se poate face multe lucruri destul de importante. Avem o bază materială deosebită, creată pe lângă cu grija actualului președinte al Consiliului de Administrație al Universității Constantin Brâncuș, Gorun Adrian, cu care eu am colaborat și cu care sunt în relații foarte bune și se pot face lucruri destul de importante. De asemenea, acești tineri pot să facă cercetare pe toate domeniile de activitate, inclusiv pe proiecte, și să fie subvenționați și plătiți încă de pe băncile facultății. Vă opresc din nou. Domnul Pupozan Marius Daniel, candidatul PRU la Câlnic, al treilea Calup. Vom avea la final doar să ne luăm la revedere pentru că le-am întins, noi am cam tras de ele pe primele trei. Ultima a rămas foarte scurt, ne luăm doar la revedere, vă ascult. Aș dori să îi ați pus o întrebare la colegul mai devreme, de ce Crasna este poate în altă parte față de Mușetești? Fiindcă în comuna Crasna, noi cred că avem undeva la vreo 400 de clienți, persoane care au accesat fonduri europene. Da? Din 2008 persoane fizice. Veneau, vă spun, la noi, veneau doamnele în vârstă, discutai cu ele pur și simplu și te întrebai. Se ocupă cu creșterea oilor, se ocupă cu... Și să nu fiu înțeles greșit sau... Deci, pur și simplu, s-a creat o infrastructură prin care primăria a putut să ofere informații, au adus firmă care oferea cursuri de formare profesională pentru a putea să accesezi aceste fonduri europene și uite așa, unul după altul s-au dus și au luat bani europeni. Au accesat măsurile 141, măsura 112. Dați-vă seama că sunt gen 1500 de euro pe an care vin pe fiecare firmă, persoană fizică autorizată sau ce și-au mai făcut, întreprindere individuale. Câți bani sunt înmulțiți cu câte firme sau înființat. Și autoritatea publică trebuie să acceseze fonduri, nu numai despre, să învățăm pe cetățeni. Despre autoritatea publică aș dori să dau un exemplu bun în primăria Lelești și primăria Bustuchin, care încă din 2010 și-au rezolvat și problemele și mai sunt și o grămadă, da. Lumea trebuie să știe, clinicienii trebuie să știe că se poate, dar nu se vrea. Sunt autorități locale, primării, care și-au rezolvat aceste probleme nu pe banii noștri, pe banii europeni. Așa, în legătură cu problema ce-a mai ridicat domnul Catrinoiu, în legătură cu tinerii, cu, cum să zic, să ducem tinerii, să-i angajăm în, a zis dumneavoastră, în cercetare. Ce să discutăm despre cercetare dacă noi pur și simplu, eu am ajuns la o concluzie, că trec de la una la alta, ce se face cu banii noștri până la urmă? Toți banii ni se ia, se duc la bugetul local și se dau banii la firma Lumește Rumanole, care s-a trezit la noi, a îngropat-o pe Ana și fac niște monumente de stă mintea în loc. Îți stă mintea în loc când auzi câți bani se cheltuie pe tot felul de prostii. Iar nu putem proba. Îmi pare rău că n-am zis absolut nimic. Păi deci am zis-o la general, pur și simplu, și există
Există acele monumente care le spun eu făcute de meșterul Manole. Dar nu știm ce au costat. În fine. Nu știm că au costat, dar știe toată lumea. Nu contează asta. Problema este că banii noștri nu se investesc în ceva care să producă alți bani. Asta e problema majoră. Asta e foarte important. Degeaba ne gândim noi la investiții, la... nu știu, să nu vă supărați, poate ziceți că am ceva cu noi la parcuri, că PNL-ul nu la nivel... Nu zicea de un parc industrial. Exact. Deci dacă nu, dacă nu știi ce nevoie are persoana care vrea să investească, un investitor adevărat care vrea să vină, chiar dacă îi dai tu teren gratuit sau cum zice PNL-ul că o să cumpere de la Rostramo terenul și o să le facă și o să le dreagă, nu o să vină niciodată așa. Dacă nu-i asigur infrastructură, dacă nu-i asigur facilități, dacă nu-i asigur o piață de desfacere. Nu o să-ți vină niciodată nimeni să-ți facă ceva, să investească. Dar e destul de greu ca autoritatea publică locală să asigure desfacere pentru... Ba da, prin târg săptămânal sau prin alte, prin târguri, la nu e așa, nu. La nivelul unei comune... La nivelul unei comune vorbesc. În patrimoniul unei comune există suprafețe de teren care pot fi folosite. În patrimoniu. Poți să dai, au cerut lumea la Câlnică să dea terenuri, să se construiască case pentru tineri. Exact. Pentru tinerii căsătoriți. Sunt. De ce nu se face așa ceva? Adică pur și simplu dai o tarla de 500 de metri pătrați și știi că e 100 de ani impozit de acolo, de pe grădirea respectivă. Sunt chestii care sunt extraordinare. De acord cu dumneavoastră. Se pot face multe. Eu vă urez mult succes în alegeri. O să vă rog să vă luați la revedere fiecare dintre dumneavoastră. La domnul Pupăzan o să-i mai tai așa o jumătate de minut pentru că are și un spot de promovare și trebuie de pe tipul dânsului să-l prezentăm. Așa că, domnule Pănțău, eu vreau să asigur locuitorii, da? Că mă duc la primărie cu cele mai bune intenții, că deviza sub care voi candida este lege și respect, că nimeni, indiferent că mă votează sau nu mă va vota, va fi respectat și cred că împreună putem face treabă în Comuna Mușetăi să aducem măcar comuna pe la nivelul județului Gorj. Acum suntem undeva sub multe, dar să nu mult mai spunem succes. Că folosim. Mult succes! Mulțumesc. Domnule Matei Catrin, noi v-am botezat. Stimați târgujieni, a sosit momentul ca după 27 de ani de zile în care ați votat patrulaterul roșu, să mai schimbăm împreună această situație. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, prin candidatura mea la primăria Târgu Jiu, vă asigură în primul rând că vom pune la lucru legea și vom aplica legea, pentru că numai astfel împreună vom putea să îndreptăm lucrurile. Nu se poate continua la nesfârșit într-un mod alutarhic și fără orizont. Vă doresc tot binele din lume și pentru gândul nostru bun, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumim, domnule Matei Catrinoiu, pentru prezența în studio. Domnule Pupăzan Marius Daniel, o să vă rog, candidat PRU la Câlnic, o să vă rog să fiți ceva mai scurt ca să putem să dăm și spotul la final. Asigur cetățenii pe această cale că problemele legate de canalizare, de apă, de infrastructură, ăsta nu trebuie să fie în primul rând probleme. Nu, în România anilor 2016 nu trebuie să fie probleme. Vin la primărie cu singurul scop de a crea plus valoare, de a rezolva problema majoră a României, nu neapărat a comunii noastre, legată de locurile de muncă. De asemenea, vreau să creez infrastructura despre care vă spuneam, cu tot ce înseamnă investițiile aferente, care n-am avut timp să le... O să le spuneți la oamenii, vă întâlniți personal, pe ei timpul campaniei. Și de asemenea, vreau să le arăt la cetățenii din Comuna Câlnic un contract de asumare a răspunderii prin Arătați-l și ne luăm la revedere, că care nu mai bag spotul. Prin care o să-mi asum toate obiectivele în fața lor și vreau cu fiecare om? Cu fiecare persoană în parte. Bine. Vă felicit și pentru ideea asta. Dragi telespectatori, eu îmi iau la revedere de la dumneavoastră. Vom continua prezentarea candidaților pe măsura posibilităților. Publicitatea electorală urmează, spotul domnului Pupăzan. Ne vedem în următoarea ediție a emisiunii Ordinea de zi. Seara bună! Mulțumim!
Mă numesc Pupăzan Marius Daniel, candidez din partea Partidului România Unită pentru funcția de primar al Comunei Câlnic. Tatăl meu s-a născut în Pinoasa, dar din cauza exploatărilor miniere am fost strămutați, iar eu împreună cu familia mea locuim în Comuna Câlnic din anul 2010. Vin cu o experiență vastă din mediul privat, unde am activat în domeniul consultanței de afaceri. Candidez la funcția de primar al Comunei Câlnic pentru că vreau ca localitatea mea să prospere. Vin la primărie!